Reprezentanții pacienților spun că accesul la servicii medicale private fără plată ar fi benefic și îl cer de ani de zile. Prin ordonanță dăm dreptul cetățeanului să-și aleagă orice unitate spitalicească care să-i furnizeze serviciile de sănătate din cadrul programelor de sănătate, nu să hotărască baronii și baroneții că numai ei au dreptul să deruleze programele din sănătate. Mai mult decât atât, am introdus interdicția de a li se cere bani suplimentari celor care sunt în programele de sănătate, inclusiv în spitalele publice, a explicat premierul demis Ludovic Orban. Ordonanța adoptată permite ca spitalele private care au pregătirea și aparatura necesară să se poată înscrie în programele finanțate direct de minister pentru așa numitele acțiuni prioritare, adică intervenție imediată pentru pacienți cu infarct miocardic, accident vascular cerebral, arsuri grave sau care sunt la terapie intensivă. Banii pentru tratamente și medicamente vor fi dați de minister.